Doamna Viorica, cum comentați rezultatul acestor alegeri? Nu am ce să comentez. Echipa mea mi-a scris un discurs sub formă de poezie în care spune tot ce am realizat eu. Luceafărul lui Dăncilă. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, în partii de multe vechi hoțești, o doamnă ușită. Și dânsa a fost premier și clar îi mergea gura, cu oricine ar fi vorbit, se făcea de toată pusă. A fost de cineva, de unul cu mustață, fiindcă o știa ce proastă e, o știa după față. Și se coafa așa frumos, avea o super freză și vorbea și limbi străini, în special engleză. Și într-o zi a hotărât să devină președinte, că lumea asta ar fi vrut, așa-i când nu ai minte. Oi, vai, dar asta este un discurs scris de partidul celălalt. Gata cu inchiziția, nu mai sunt proastă, m-am prins. Eram sigură că faceți asta. Pentru asta am făcut și un discurs scris de mine personal despre alegerile pe care eu le-am câștigat. Și alegerile astea eu doar le-am câștigat, cu toate că nu credeți, așa am calculat. De 33% cupii ai adunat, îți dă un calcul simplu, gen raza la pătrat. Și așa, la toată lumea, acum am demonstrat, Viorica Dăncilă, președintă adevărat.